Iată-ne, dragi prieteni, în sfârșit, la ora stabilită, tocmai aveam să-i dăm o veste bună, dar sigur nu ne ambalăm, îi dăm doar o veste bună președintelui Macron, că nu știm exact dacă s-a terminat China sau nu. La 9.45 înțeleg că încă era pe teritoriul românesc. În orice caz, dacă toate merg bine și are o ureche ciulită, Valère Germain vient de faire un doublé, monsieur le président. Vous savez, la première mi-temps, ça n'a pas été très falichon du côté marseillais, mais au fur et à mesure, je pense qu'on prend la mesure de cette équipe slovène. Donc 2-0 pour l'OM en ce moment, doublé du petit Valère. Acum, sigur că putem să punem undeva rezultatul în mod live, de aici nu-mi dau seama, dar se pare că el există acolo, deci 2-0 pentru OM. Îi reamintesc domnului președinte Macron, un tur în Slovenia, la Ljubljana, a fost 1-1. O primă repriză pe care am urmărit-o cu un ochi atent, tocmai ca să-l informăm pe șeful statului francez. Superiori în joc slovenii, o echipă rapidă, extrem de iute, care eliminase pe Freiburg din Germania, un alt partener strategic important al domnului Macron în turul preliminar precedent, o echipă care ne-a pus probleme la greu, un arbitru israelian destul de dificil de înțeles. Noroc cu Valère Germain, care iată ne mai ușurează un pic, dar partida nu este încă jucată. Mari surprize în această seară în Europa League. Bine că gicanul nostru totuși ne-a scutit de lucruri și mai grele, întrucât a pierdut viitorul Constanța la Salzburg, da? Cum s-ar spune la noi, în patria lui Mozart, domnul președinte, 4-0 pentru austrieci, după ce aceștia câștigaseră și meciul tur de la Ovidiu cu 3-1, deci Marele Hagi a pierdut cu 7-1 în fața micului Mozart în acest baraj aller-retour de Europa League. Bun, astea sunt lucrurile cele mai importante. Odată cunoscute astea, putem să trecem la treabă. Evident, având mai mult de un ochi și jumătate orientat către ecranul telefonului de unde ne vin informații, ca să nu îi lipsească domnului președinte nimic, bănuiesc că o conversație la ora asta deja bate pasul pe loc, este stânjenitoare. Eu nu vreau să mă gândesc dacă e și domnul Tudose pe acolo, ce-o ieși. Dacă e în drum spre aeroport, iarăși semnalul se păstrează. Acum, sigur, pentru un șef de stat, în momentul în care te-ai urcat într-o aeronavă prezidențială, alta decât fostul Airbus A310 al lui Traian Băsescu, care era de pe vremea lui Pasvante Chiuru, chiar Pasvante Chiuru s-a născut înaintea modelului respectiv de Airbus. Vreau să spun că într-o aeronavă prezidențială Republic Francez înscris pe ea, sigur că se captează satelitul. Am călătorit și eu cu avioanele astea simandicoase și știu că se prinde internetul acolo fără să plătești. Adică îți oferă marile companii acces la internet, cu atât mai mult o aeronavă prezidențială, dar atenție, nici măcar un Airbus A380, cu siguranță știe Emmanuel Macron asta, la un moment dat, dacă intră într-un plafon de nori sau se află într-o zonă unde recepția satelitului nu este ideală, spune acolo în avion. Sau poate întrerupe din când în când netul, e ca la Digi. Da? Și la Digi, dacă bate un pic vântul, nu-ți mai merge netul așa de bine, așa e și în avion. La un moment dat se poate întrerupe semnalul, iar trebuie să dai de la început, îți explică ea, să-ți închizi netul, iar să-ți-l deschizi, iar să te conectezi. Sunt anumite zone unde funcționează mai prost. E adevărat că pe teritoriul european sateliții sunt bine înfipți, așa ca niște piloni de aia de nocturnă și sunt mai ușor accesibili decât în alte continente. Dar, în orice caz, dacă lucrurile nu funcționează, de asta există Luca Niculescu, să-i transmită imediat președintului Macron. Noi știm, dar nu mai trebuie să le explicăm telespectatorilor cât de cumplit este să treci prin astfel de momente, jucând practic fără plasă. Adică dacă ești eliminat în momentul ăsta, s-a terminat tot sezonul. Altfel, măcar ne mai ducem în 6 meciuri, o scăldăm până la mijlocul lui decembrie, mai avem cu ce să ne ocupăm. Sărbătorile seară de joi, că deci despre asta este vorba. Bun, acum președintele Macron, care și-a convins nevasta să petreacă câteva zile au Château de la Buzine la Marseille în vacanță, fără ca, sigur, publicul larg să fie informat. Noi am avut această informație tot așa printr-un SMS, ea s-a propagat, apoi niște jurnaliști, exista zvonul că, bă, președintele ar fi undeva într-o vilă
deasupra Mediteranei, într-o pădure de pini și a petrecut câteva zile libere, însă el a doua zi și-a luat tricoul UM și a început să facă jogging pe plajele de la Prado. Au sărit ăia imediat, l-au recunoscut, Monsieur Macron, ce s-a fait là, vous êtes de bienvenue, ale l'OM, nu știu ce, după care s-a dus la centru de antrenament al UM și a jucat o partidă. Deci fiți atenți, 7 jucători de la OM cu 7 găzi de corp ale lui Emmanuel Macron plus Emmanuel Macron. Așa a dorit antrenorul OM, Rudy Garcia, să joace în 8 echipa prezidențială contra 7 jucători de la OM. S-a terminat 3-2 pentru OM. Deci iată că nici măcar acolo n-a fost blat. Dar și că bunicel Macron, bunicel, și că niște intervenții de astea prin alunecare, după părerea mea, un pic peste larie. Un pic peste larie, cu siguranță peste Enache, numai că e mai greu să transferi un președinte decât un plopis din ăsta, așa că să nu visați că e greu să facem astfel de transferuri. Avem o imagine care nu ne desprinde foarte mult de actualitatea asta pe care o tot bătătorim. O imagine din Tasos, o pensionară, faimoasa insulă din nordul Greciei, în care românii se ducă călău. Domnule consul, sunt o telespectatoare fidelă, ne scrie Cornelia. Să știți că în Grecia își fac vacanțele nu doar proștii, ci și noi, pensionarii. Ceva de, din genul n-au putut mai mult. Să știți că este foarte frumos aici, nu știu ce. Într-adevăr, doamnă, n-a spus nimeni că nu e frumos. Eu criticam cu totul altceva. Faptul că românul nu merge în Grecia de dragul Greciei. Și cu asta cred că am spus totul. România literară, numărul 37, Barbu Cioculescu și Nicolae Prelipceanu pe prima pagină. Nu e Prelipceanu ăla pe care l-am fi așteptat noi. Era și greu, veți recunoaște, să fie apărut pe prima pagină în România literară și un pic ambarasant și pentru noi. Un pic ambarasant și pentru noi, pentru că ce aș fi făcut dacă îl vedeam aici pe Preli? Vedem să-l comentăm, bineînțeles, este omul nostru, la el ne uităm, dar parcă totuși un pic așa ne stătea un motan în gât. Dacia literară, acum nu cred că e o imagine care vrea să sugereze că românii se neacă pe capete pe litoral, cred că pur și simplu este o întâmplare că au ales valurile mării. Vedeți aici o româncă, după picioare îmi dau seama că e totuși femeie, care pare să se fi necat deja. Din câte știu eu, numai într-un singur weekend, vreo 26 de oameni s-au înnecat pe litoral, printre care și un scriitor. Da? N-am mai apucat să-l trecem la mortul zilei. Săracul a murit, era profesor universitar, preda și la o universitate din Bulgaria, din Dobrogea bulgărească. A murit înnecat în mare la 43 de ani. Dacă nu mă înșel, era ieșan. Da? Și a decedat, n-a mai putut să fie, n-a mai putea să, mai putea să fie salvat, deși au intervenit salvamarii după el. Trăia în Constanța, era un nume cunoscut. Mircea Țuglea îl chema, a murit zilele trecute așadar. Probabil prins de un vârtej, mi-a explicat și Dan Bâra, cum la un moment dat a fost la un pas să o mierlească, tot așa în Marea Neagră, se vedea deja mort. Și până la urmă, că un val l-a scos la suprafață, nu mai avea nicio speranță să scape, dar asta, la îmbâra la ora asta, urmărește un meci, de asta mi-am permis să, e strict confidențial, a nu spuneți la nimeni. Bun, ajungem și la întrevederea asta dintre Klaus Iohannis și președintele Emmanuel Macron. Cred că n-ar fi fost o întâlnire, mai auzi și eu pe la esteți, n-ar fi fost chiar o întâlnire de mântuială, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, la ultima venire a unui șef de stat francez, Monsieur Hollande, care ar fi vorbit în Dodi, oricum n-ar fi făcut nimic din ce ar fi promis, dacă a promis ceva. Se pare că Emmanuel Macron este mai luat în serios decât François Hollande, care oricum se știa deja în devălmășie, știa că oricum nu va mai ajunge la un al doilea mandat. Vă amintesc că finalmente el nici n-a mai candidat pentru un al doilea mandat, ceea ce este o situație absolut unică în a cincea Republică franceză. Emmanuel Macron, un băiat tânăr, a văzut, cum zicea Mircea Joană, de soi de ăsta tare, probabil ca un lemn de dud, președintele francez, mai serios așa, mai direct, mai fără floricele. Ne-ar fi spus niște lucruri care pentru noi contează. Am văzut că și relația română-franceză
ar avea de câștigat în perioada următoare. S-a redinamizat câteva sectoare de astea de activitate. Franța, care nu este cel mai important investitor în România, ar putea, la lung term, să devină, să depășească investițiile olandeze, austriece și de pe alți coclauri. Evident, șeful statului nostru, mulțumit de această întrevedere, și a folosit o frază interesantă, Klaus Iohannis, spunând că relația dintre România și UE ar putea să fie redinamizată, iar țara noastră să devină un membru refondator. Interesant, cine o fi dat această idee, nu-i proastă. E adevărat că e o vorbă de lemn, sigur că nu valorează nimic, cum să fie România un membru refondator. Vă reamintesc că Uniunea Europeană a fost fondată de 6 state, printre care, evident, Republica Franceză. Da, în orice caz, nu e cazul nostru, care am intrat în România de pe în Uniunea Europeană de pe penultima poziție, după noi n-am mai intrat decât Croația. Dar, încă o dată spun, sună bine. La o întrevedere de genul ăsta, la nivel înalt, când sigur că toate cuvintele rulate sunt inutile, să spui așa ceva mi se pare interesant, da? E poate chiar o premieră la nivelul statelor central răsăritene, ca un șef din ăsta de stat care oricum nu face nimic, taie frunza la câini în Uniunea Europeană, să vină cu astfel de sintagmă, membru refondator al Uniunii. Sigur, nimeni nu te poate împinge pe scări după ce folosești asemenea expresie, clar că dacă i-au tradus-o bine președintelui Macron, nici în franceză nu sună rău așa ceva, chiar dacă nu este literar corect. L-am asigurat pe domnul președinte că poate găsi noi un partener autentic, profund atașat ideii europene și pe deplin implicat în eforturile de redinamizare a Uniunii Europene. Are aici discursul ăsta ceva ceaușist în el, adică e ceva cu plecăciune, da? Să trăiți, domn președinte, suntem aici, da, la hotarele noastre strămoșești, facem totul până în ultima clipă pentru binele Uniunii, pentru binele viitorului nostru comun, ce așa mai departe. Cam așa sună. Asta, România este astăzi, după 10 ani de când suntem membri, un stat membru matur. Se pare. Am fi fost în Schengen dacă eram un stat membru matur. Am fi avut o altă politică, domnul președinte Iohannis, față de refugiați, dar nu ne-am fi fâstăcit, nu ne-am fi bâlbâit. Și acum, sigur că, ca un om diplomat cum sunt, nu o să fac referire la treburile noastre interne, WC-urile în curte, da? Școlile fără aprobare de la ISU, plafoanele care cad peste elevi. Da? Nu vorbesc despre asta. Acum vorbim despre relațiile externe. România n-a avut absolut deloc o ieșire de țară matură în problema refugiaților. Cred că nici măcar Traian Băsescu n-ar putea să mă contrazică aici. Deci noi suntem un membru dimpotrivă, destul de gingaș, destul de fragil, destul de timid, cu o personalitate îndoielnică, da? Și care nici măcar nu ne facem temele întotdeauna cum trebuie. Au mai fost situații care ni le-am făcut, dar nu ni le facem întotdeauna. Nu cred că Uniunea Europeană este mândră de contribuția României. Chiar dacă acolo cu întreținere am înțeles că am fi aproape la zi. N-am plătit fondul de rulment, dar în fine, în rest, suntem aproape la zi. Nu, România nu este, o spunem deschis, cu toată franchețea, nu este un membru model al Uniunii Europene. În acest sens, zice domnul Iohannis, am subliniat importanța de a avansa în procesul de integrare la nivel european. Asta da, tocmai demonstrează că nu suntem încă acolo unde ar trebui, într-o formulă inclusivă, se pare mal, deschisă tuturor statelor membre, concentrându-ne eforturile comune pe inițiative consensuale, asta sună iliescian un pic, nu, în termen care să... Așa, cu rezultate concrete și pozitive pentru cetățenii noștri. Nu. Românul nu simte aproape cu nimic faptul că se află în Uniunea Europeană. Ba chiar aș spune, dacă nu părăsește România să mai aibă niște facilități de asta de frontieră și de comunicații, aproape deloc. Cu ce simte domnul președinte Iohannis un țăran, deci cetățean cu drepturi depline a Uniunii Europene, un țăran, de exemplu, din Hunedoara, să trăiți domnul Nistorescu, de la Hațeg, de exemplu, cu ce simte nenea ăla care trăiește în pădure la Hațeg, unde sunt păduri virgine, da? Și că mai fi și zimbri încă în activitate în pădurile respective, neprinși, necapturați, niciodată n-a călcat picior de om pe acolo, cu ce simte ăla
binefacerile Uniunii Europene. Hai să fim serios. Și infrastructură IOC. Da? Ce-l ajută? Că el nu poate să ajungă de la Hațeg la Hunedoara.